ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile miezii. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Peste 260 de soldați ucraineni, dintre care o parte răniți grav, au fost evacuați aseară din uzina Azovstal și duși în zone controlate de forțele ruse. Militarii ar urma să ajungă acasă în urma unui schimb de prizonieri ruși. Trupele ruse au atacat cu rachete orașul Lvov, vizând o bază militară. Bombardamente au fost și în Lugansk, unde 10 oameni au murit. Militarii ucraineni, în schimb, au respins forțele rusești din Kharkov și au ajuns la granița cu Rusia. Reprezentanții Republicii Moldova la Eurovision, trupa Zdob și frația Dvahov, au revenit acasă. Artiștii au fost întâmpinați cu aplauze la gară și au cântat pe peron. Bătălia de la Azovstal s-a terminat, iar Ucraina declară încheiată misiunea de luptă la Mariupol. Peste 260 de soldați ucraineni au fost evacuați aseară de la combinatul siderurgic. Soldații au fost preluați de forțele ruse și duși în zonele controlate de acestea. O cincime dintre ei sunt răniți și au fost duși la spital. Ulterior, militarii ar urma să ajungă în Ucraina în urma unui schimb de prizonieri ruși. Comandanții unităților staționate la uzina de oțel au primit ordin să salveze viețile personalului lor. ...264 de luptători ucraineni, dintre care 53 răniți, au fost evacuați aseară din oțelăria Azovstal, ultimul bastion al rezistenței ucrainene în Mariupol, a anunțat ministrul adjunct ucrainean al apărării. Potrivit Moscovei, soldații ucraineni răniți au fost transferați către unitățile medicale din Novoazovsk, la circa 40 de kilometri de Mariupol, un teritoriu controlat de forțele ruse și proruse. În mesajul video transmis aseară, când a avut loc și evacuarea soldaților de la combinatul Azovstal, comandantul regimentului Azov a dat de înțeles că decizia a fost luată pentru salvarea vieților luptătorilor, precizând că nu este vorba de capitulare, așa cum a fost prezentată de presa rusă. Підрозділами завжди є ризик. На війні немає повністю безпечних планів та операцій. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука, коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. Це і є вища планка управління військами. Тим більше, коли твоє рішення затверджено вищим військовим керівництвом. Forțele ucrainene și-au încheiat misiunea de luptă în orașul asediat Mariupol, a transmis aseară statul major al forțelor armate ale Ucrainei, menționând că unele forțe ucrainene rămân la Azovstal. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які все ще залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку. La scurt timp după declarația viceministrului Hanna Maliar și președintele Volodymyr Zelensky a vorbit despre situația de la Azovstal în mesajul său către națiune difuzat în fiecare seară. Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Їм надається допомога. Хочу підкреслити, українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу. Uzina Azovstal a devenit un simbol al rezistenței ucrainene, cu sute de soldați continuând să lupte de acolo chiar și după ce restul orașului a căzut în mâinile forțelor rusești. O bază militară ucraineană din Lvov, aflată la aproximativ 15 km de granița cu Polonia, a fost atacată cu rachete azi dimineață. Primarul orașului spune că acesta este cel mai mare atac din regiune de la începutul războiului. Între timp, ofensiva rusă în estul Ucrainei se intensifică. 10 persoane au fost ucise în urma bombardamentelor din Lugansk. Trupele ucrainene au respins armata rusă la Kharkov și au avansat până la granița cu Rusia. Institutul pentru Studiul Războiului afirmă că forțele ruse încearcă să reziste la granița cu Rusia pentru că Belgorodul să nu ajungă în raza artileriei ucrainene.
Primarul din orașul Lviv spune că atacurile din zorii zilei asupra regiunii au fost printre cele mai mari raportat la numărul de rachete. În replică, apărarea antiaeriană a Ucrainei a reacționat și cel puțin 3 rachete de croazieră rusești au fost interceptate. O filmare surprinde exact lansarea unei astfel de rachete care zboară apoi rapid la mică altitudine și reușește o interceptare chiar deasupra celui care filmează. O altă filmare surprinde ceea ce pare a fi o altă interceptare, însă aceasta ar putea fi aceeași interceptare ca și în cazul filmării de mai sus, doar filmată din alt unghi. Potrivit primarului din Lviv, într-una din localitățile din districtul Yavorov a fost deteriorată parțial infrastructura feroviară. 5 rachete rusești au lovit azi dimineață și orașul Ohtyrka din regiunea Sumă. Rachetele au căzut în principal asupra părții centrale a orașului. Câteva depozite au luat foc, iar mai multe case particulare au fost avariate. Cel puțin 5 persoane au fost rănite. Forțele ruse au desfășurat ofensive terestre limitate, în mare parte fără succes, de-a lungul liniei frontului din Ucraina, afirmă Institutul pentru Studiul Războiului. O înregistrare video apărută pe rețelele sociale prezintă momentul în care 2 blindate rusești sunt distruse după ce au trecut peste mine amplasate în estul Ucrainei. Из Украины. Conform Institutului pentru Studiul Războiului, regruparea rusă din jurul orașului Harkov încearcă în special să reziste la granița cu Rusia și să împiedice trupele ucrainene să avanseze mai la nord. Această activitate este diferită de retragerile anterioare ale Rusiei din jurul Kievului, Cernigovului și Sumy la începutul războiului, când rușii s-au retras complet pe teritoriul rusesc. Este posibil ca trupele rusești să încerce să păstreze pozițiile din Ucraina și să continue atacurile de artilerie asupra pozițiilor ucrainene pentru a împiedica forțele ucrainene să ajungă să aibă în raza de acțiune a artileriei periferia Belgorodului, un oraș important din Rusia și un centru cheie al efortului militar rusesc. Alternativ, rușii ar putea spera să desfășoare o contraofensivă pentru a se împinge înapoi spre sud, spre orașul Harkov, deși este foarte puțin probabil ca un astfel de efort să aibă succes. Stațiunea Zatoka, preferată printre moldoveni, e în ruine după mai multe atacuri aeriene asupra hotelurilor și bazelor de odihnă. Были туристы всегда, белорусы сюда приезжали, полностью наши все. Ну как бы у нас не было такого, чтобы, допустим, тут никогда не было ни расизма, ни фашизма, ничего. А тут на. Și la Odessa, bombardată frecvent în ultima perioadă, sezonul estival cel mai probabil nu va fi deschis. Mai multe detalii vedeți la știri. Guvernul Suediei va depune în zilele următoare cererea de aderare la NATO. Ministrul suedez de externe a semnat în această dimineață cererea prin care declară că țara dorește să adere la Alianța Nord-Atlantică. Potrivit ministrului de externe al Suediei, aceasta este cea mai bună decizie luată pentru securitatea țării sale. Cererea urmează să fie depusă săptămâna aceasta împreună cu Finlanda, iar apoi va fi procesată de NATO. Potrivit oficialilor suedezi, examinarea cererii va dura până la un an. Președintele Turciei se opune aderării Suediei și Finlandei la alianța politico-militară NATO. Erdogan acuză cele două țări nordice că adăpostesc teroriști. Acesta le-a transmis delegațiilor diplomatice din țările respective că nu sunt binevenite la Ankara. Președintele Turciei a declarat că Suedia și Finlanda nu ar trebui să se deranjeze să trimită delegații la Ankara pentru a convinge Turcia să nu se opună cererii lor de a adera la NATO. Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu değil. Biz bunların neyine güveneceğiz? Ha, pazartesi günü Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Yorulmasınlar. Regimul Erdogan acuză cele două țări nordice că au oferit adăpost militanților din Partidul Muncitorilor din Kurdistan, pe care turcii îi consideră teroriști. În plus, președintele Turciei a spus că nu va fi de acord să admită în NATO țări care aplică sancțiuni Turciei. Suedia a suspendat vânzările de arme către Turcia acum 3 ani, în urma intervenției militare a capitalei Ankara în Siria. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, consideră că rezervele Turciei cu privire la aderarea Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică trebuie luate în considerare. When there are concerns, when there are questions, we sit down and I'm confident that we will be able to find a common ground, an agreement, consensus on how to
move on the membership issue. Vladimir Putin a spus că extinderea NATO nu constituie o amenințare imediată. Totuși, desfășurarea de infrastructuri militare pe teritoriile acestor țări va duce la un răspuns din partea Rusiei. În ultimii 73 de ani de când a fost creată Alianța Nord-Atlantică, Suedia și Finlanda au refuzat să adere, optând pentru o politică oficială atent elaborată de nealiniere și neutralitate. Suedia a anunțat că va solicita să fie primită în NATO la o zi după ce Finlanda a confirmat că dorește și ea să devină membră. Încă o crimă de război a ieșit la iveală după recucerirea mai multor localități din Cernigov. Acolo trei frați ar fi fost luați prizonieri de ruși după ocuparea satului lor. Ar fi fost torturați timp de 3 zile, împușcați și aruncați într-o groapă comună. Unul dintre ei a supraviețuit și a reușit să iasă din mormânt. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Хлопок и потекло мне кровь по телу. Ось вход, ось, а ось выход. Вот. Astfel își amintește Micola momentul în care, spune el, a fost împușcat de soldații ruși împreună cu doi frați ai săi, după care au fost aruncați într-o groapă comună. Doar Micola a rămas în viață. И собой вытолкнул Диму. Я вылез, а Дима упал на мое место. Pe 18 mai, rușii au invadat localitatea din regiunea Cernigov, în care locuiește Micola Kulichenko. Au percheziționat casa fraților, au găsit uniforma forțelor armate ale fratelui mai mic și medaliile bunicului. Acesta ar fi fost motivul pentru care el, împreună cu frații săi, au fost luați prizonieri și torturați, iar ulterior împușcați. Виходит на порог, кидає сумку і типа хто служив? Женя сразу я. Сюда. Cei trei frați ar fi fost legați la ochi, aruncați într-un vehicul militar și scoși din sat, povestește bărbatul. Micola își amintește cum rușii l-au dus pe el și pe frații lui într-o cameră. Mai târziu a devenit clar că oamenii au fost duși pe teritoriul fostei tâmplării din localitate pentru a fi torturați. Я тут находился, а брати так напротив под стеной. Вони так разом. Ну, і ясно, і отак ще був ряд на подонах. Frații ar fi fost ținuți în această cameră timp de 3 zile, apoi soldații ruși ar fi scos pentru a-i împușca, nu înainte de a săpa un mormânt pentru toți trei. Au tuta, readam, starșe vrat, au tuta ciuți, de dalșe mence, i-o per o i-o zastrelile, i-o chinule v iamu, apătom... А потом Диму стрельнули, но не кидали. А потом, как мне уже произошел выстрел, мне так еще штовхнул, я упал, а наверх... Toți trei aveau brațele, picioarele și ochii legați și au fost împușcați, apoi acoperiți cu pământ, susține bărbatul. În mod miraculos, Micola a supraviețuit și a reușit să iasă din mormânt. Spre norocul lui, glonțul a trecut prin obraz și nu a atins puncte vitale. După ce a reușit să se dezlege, el a mers până în cel mai apropiat sat și a trecut de punctul de control rusesc. A fost adăpostit de o săteancă. Я побачила, що він побитий, синій, у землі. Я запросила їх до хати, щоб він помився, поснідав і зібрала трохи його на дорогу і пішов. Când armata ucraineană a recucerit satul, anchetatorii ucraineni au mers la locul unde au fost îngropați frații lui Micola și au găsit 2 cadavre. Reprezentanții ONU declară că 1000 de cadavre au fost recuperate în zona capitalei ucrainene, Kiev, în ultimele săptămâni și au precizat că multe dintre faptele pe care le verifică de la invazia rusă pot echivala cu crime de război. Moscova a negat că soldații ruși ar fi ucis civili în Ucraina și acuză autoritățile că răspândesc falsuri. Mai multe hoteluri și baze de odihnă din Zatoka, stațiunea de la malul Mării Negre, populară printre moldoveni, s-au transformat în ruine. Acestea au fost avariate în mare parte în urma atacului cu rachete rusești de pe 9 mai și la Odessa sezonul estival nu va fi deschis cel mai probabil.
Înainte de război, stațiunea ucraineană Zatoka era una dintre cele mai populare de pe coasta Mării Negre. Acum câteva săptămâni, localitatea arăta ca un peisaj de pe o carte poștală. Cu toate acestea, pe 9 mai, un atac cu rachete rusești a distrus mai multe hoteluri. Autoritățile ucrainene clasifică astfel de atacuri asupra infrastructurii civile drept crime de război, documentând circumstanțele lor în detaliu. По предварительным оценкам специалистов, сюда произошло попадание ракеты X-22 или ее модификации X-32, масса боевой части которой составляет около тонны взрывчатки. Отсюда такие сильные разрушения. Использование такого оружия против этого объекта абсолютно неоправданно. Армата руса spune că nu vizează ținte civile, dar orașe întregi ucrainene au fost transformate în ruine în ultimile săptămâni. Никакой стратегической точки нету, то есть это обычные базы отдыха, которые работают в сезон, то есть летний период. Зимой здесь никого нету. Были туристы всегда. Белорусы сюда приезжали. Полностью наши все. Ну как бы у нас не было такого, чтобы, допустим, тут никогда не было ни расизма, ни фашизма, ничего. А тут на. Plajele din Odessa, care anul trecut pe vremea asta erau pline de oameni care făceau băi de soare, acum e plină de anunțuri: atenție mine. Fiind la 10 de metri de mal, mina reprezintă o amenințare directă. Cu toate acestea, reamintește încă o dată de pericolele scăldatului. Тяжело, стресовая ситуация, люди. К морю приходят буквально, часто бывают комендантские часы, налеты, ракеты баражируют тут. Поэтому люди приходят, вода оттягивает стресовую ситуацию. У нас прямо вот над домом мы видели, вот когда это 8 мая, прям две ракеты пролетело очень близко. Неприятно, ощущение какой-то незащищенности сразу. De la sfârșitul lunii aprilie, Odessa a fost supusă mai multor atacuri aeriene. În unul dintre acestea au murit 9 persoane și 20 au fost rănite. Cu toate acestea, localnicii nu-și pierd optimismul, așteptând victoria și își potolesc dorul de mare cu plimbări pe faleză, deoarece cel mai probabil în acest an vor fi lipsiți de sezonul estival. Бояться каждого шороха – это не вариант. Liderii Uniunii Europene nu au reușit să ajungă la un acord privind oprirea achizițiilor de petrol rusesc, întrucât există un blocaj pe al șaselea pachet de sancțiuni care vizează Federația Rusă. Ungaria condamnă această măsură, spunând că o va costa prea mult. Iar președintele Ungariei, proaspăt investit în funcție, a declarat că nu va fi de acord cu decizii care cer ungurilor sacrificii mai mari decât durerea pe care ar provoca-o Rusiei. Într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, în urma unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele UE, șeful diplomației europene a declarat că nu a fost posibil să se ajungă la un acord cu privire la un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. We are with the same difficulties about unanimity on the oil ban. UE a propus să interzică toate importurile de petrol din Rusia până la sfârșitul acestui an și să elimine cea mai mare bancă a țării, Sberbank, din rețeaua internațională de plăți SWIFT. Ungaria respinge setul de sancțiuni propus de Uniunea Europeană, ce include un embargo asupra petrolului rusesc în forma sa actuală. Ministrul maghiar de externe a declarat că Ungaria va vota pentru sancțiunile UE asupra petrolului rusesc doar dacă blocul va găsi soluții la problemele pe care le-ar crea această decizie. Slovacia, Republica Cehă, Bulgaria și chiar Croația, extrem de rezervate în privința unui embargo, se ascund în spatele Ungariei, potrivit unui responsabil european. Uniunea Europeană încă speră că până la sfârșitul lunii mai țările să ajungă la un acord asupra unui embargo treptat asupra petrolului rusesc. Izbucnirea unui război în țară și prețurile ridicate sunt principalele îngrijorări ale moldovenilor. Cel puțin asta arată datele unui sondaj prezentat de comunitatea Watchdog. Întrucât salariile și pensiile sunt mici, mulți cetățeni spun că se gândesc să plece peste hotare. Din ce trăiți? Ne rușeniți, vă spun. Din pamagite. Fac economie, iată, astăzi am prăjit, vin frații la mine și am prăjit. În loc să prăjesc 4 ouă,
Am prăjit 3 ouă. Prețurile și necază din Ucraina. Cei mai mulți dintre respondenții sondajului realizat de comunitatea Watchdog, aproape 60%, spun că în prezent ceea ce îngrijorează cel mai mult este izbucnirea unui război în zonă. Sondajul mai arată că prețurile ridicate sunt una dintre cele mai mari dificultăți cu care se confruntă cetățenii. Oamenii spun că nu le ajung bani pentru a-și cumpăra de mâncare sau pentru a-și achita facturile. Asta pentru că atât gazul cât și energia electrică s-a scumpit în ultima perioadă. Prețurile au crescut foarte mult în ultima perioadă și adică e resimțitor. La produsele alimentare, la combustibil, chiar și aceleași plăți comunale sunt foarte ridicate. Exagerat de mari. Da. La ce anume? La alimente. La energie, la gaz. La combustibil, nici vorbă. Mă, că la ciocolată 300 de lei, uitați. Mai am nepoți, mai am. Și eu vreau să mai mănânc. Ultima perioadă au crescut. Oamenii sperie de dânsele pentru că zici că roșii, pătlăjelile coaste 80 de lei kilogramul, zici, doamne. Ești unde să mă duc eu? Mă duc eu să cumpăr. Această femeie a venit din Ucraina atunci când a început războiul în țara sa și făcând o comparație spune că în Moldova prețurile sunt mai mari. O, e ușasne țină. В сравнении с Украиной, понимаете, на 1000 гривен я там могла много купить. А здесь 1000 меняю я на леи. Это ужас. Peste 30% dintre respondenți au spus că viitorul copiilor și sărăcia îi îngrijorează cel mai mult. Corupția este temerea peste 20% dintre persoanele chestionate, iar aproximativ 20% au spus că șomajul. Salarii sunt mici la noi. Dar tinerii toate se duc din țară. Dar dumneavoastră sunteți mulțumit de salariul pe care l-aveți? Nu, eu nu sunt mulțumit. Nu, într-adevăr, eu nu sunt mulțumit. Măcar 10.000 și al puțin. Cu prețurile în ziua de azi, asta e. Majoritatea îți plecați. Dacă ați fi așa situația, cred că și eu. Care eu întotdeauna am fost. Stăm acasă, până când am un salariu decent. Totodată, boala și foamea sunt alte îngrijorări ale cetățenilor. Unii au spus că le-ar fi frică de instaurarea unei dictaturi în țară, iar alții că sunt îngrijorați de fluxul de refugiați. Criza economică și anume pensiile și salariile mici este o altă problemă a moldovenilor. Dacă ne ajung copiii bine, dacă nu ștem, mai puțin mâncăm de nevoie. Alții ce să facem? Pensia nu-i mare, dar cum? Ce serios să ajungă atât cât ai? Situația politică din țară îi îngrijorează pe aproximativ 5% dintre respondenți, iar peste 4% sunt îngrijorați de lipsa încălzirii în perioada rece a anului. Sondajul a fost efectuat în perioada 27 aprilie-6 mai pe un eșantion de 1111 respondenți și are o marjă de eroare de plus-minus 2,8%. Studiul a fost realizat de compania CBS Research la comanda comunității Watchdog și IPIS în cadrul a două proiecte finanțate de Open Society Foundation London și National Endowment for Democracy. Republica Moldova va putea adera la Uniunea Europeană doar dacă autoritățile vor găsi o soluție pentru a rezolva criza transnistreană. Declarația a fost făcută de deputatul european Siegfried Mureșan în cadrul emisiunii În Profunzime. Eurodeputatul român a menționat că aderarea la UE va oferi posibilități enorme pentru moldovenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Ne putem integra în Uniunea Europeană fără a rezolva criza transnistreană? Procesul de integrare este un proces cu mai multe etape și e clar că finalizarea integrării, în momentul la care Republica Moldova aderă politic și instituțional, finalizarea integrării se va putea face doar la momentul la care pentru situația transnistreană există o soluție. Însă faptul că mai este de lucru la dosarul transnistrean nu trebuie să ne împiedice de la a lucra pe celelalte dosare. Potrivit europarlamentarului, aderarea la Uniunea Europeană ar oferi mai multe posibilități Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. Cetățenii de ambele maluri ale Nistrului să simtă că drepturile le sunt respectate și să simtă că direcția în care Republica Moldova se îndreaptă este o direcție care îi satisface. Republica Moldova este în continuare membru CSI. Cum se împacă asta cu cererea noastră de aderare? Noi nu putem rămâne membru CSI și în același timp să ne dorim să fim și membru al Uniunii Europene. Nu există astăzi niciun stat membru al Uniunii Europene care să fie membru al CSI. Întrebat cum ar trebui să procedeze autoritățile de la Chișinău și ce ajutor ne poate oferi UE în cazul unei invazii rusești asupra țării noastre, europarlamentarul a spus că vedem cum Republica Moldova nu a întreprins niciun gest în ultima perioadă pentru a provoca
provoca o agresiune împotriva Republicii Moldova. Nici Ucraina n-a făcut acest lucru, dar iată... E foarte important ca liderii care conduc astăzi Republica Moldova să reducă la maxim riscurile pentru populație și pentru Republica Moldova, neprovocând, neescaladând, și mi se pare că exact acest lucru a fost făcut. De la cine cerem ajutor? Ce facem? Dacă, Doamne ferește, ajungem acolo. Nu trebuie să participăm la niciun scenariu ce să ducă la panică, la o eventuală scăpare a situației de sub control. România ar putea ajuta într-un asemenea moment Republica Moldova? Nu ar fi înțelept acum să speculăm la scenarii care nu sunt pe masă în momentul de față. Republica Moldova nu este parte a conflictului militar dintre Ucraina și Federația Rusă, procedează corect, nu-și dorește să devină parte a conflictului militar și cred că acest lucru poate fi evitat. Europarlamentarul a mai declarat că Republica Moldova ar putea primi statutul de țară candidat la UE în următoarele 3 sau 6 luni, atunci când Consiliul European urmează să se întrunească în ședințe. Autoritățile de la Chișinău au depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la începutul lunii martie. 4 bărbați și-au împărțit pumni în parcarea unui magazin din capitală, momentul fiind filmat de un trecător. Ce-a provocat scântei între bărbați și ce spune poliția, aflați în câteva momente. După prestația admirabilă de la Eurovision, trupa Zdub și Zdub și frații Adbahov au revenit în țară. Aceștia au ajuns la Chișinău cu trenul, fiind întâmpinați cu aplauze. Artiștii au susținut o conferință de presă pe peronul gării, împărtășind impresii despre concurs. Nu a fost trupa Zdob și Zdub și nu au fost frații Adbahov în scenă. În scenă a fost Moldova și vreau să vă spun că suntem mândri pentru că am putut cânta în limba română. Această piesă a ajuns să răsună în inima Europei. Au dansat, au cântat toți cu noi. Suntem foarte mândri și cred că și dumneavoastră sunteți mândri de noi. Noi ne-am simțit în Torino ca acasă. Am petrecut timpul frumos cu oamenii din Moldova, din România, din Europa și am venit acasă. Adică trenulețul nostru, am ajuns acasă, noi am făcut fața și eu cred că am luat locul cel mai bun. Moldova s-a clasat pe locul 7 la Eurovision, însă potrivit televotingului, frații Adbahov și trupa Zdob și Zdub a obținut locul 2. Câștigătorul concursului a devenit Ucraina, iar România s-a clasat pe locul 18. Postul public de televiziune a deschis o anchetă internă în care să fie investigat votul juriului din Republica Moldova oferit în cadrul concursului Eurovision. Asta din cauza diferenței dintre voturile publicului care a oferit României 10 puncte și votul juriului care pentru prima dată nu a acordat niciun punct reprezentantului de peste Prut. Între timp, după controversele legate de votul juriului de la București, TVR România a publicat lista cu notele oferite și susține că 12 puncte au fost de fapt pentru Republica Moldova și nu pentru Ucraina, acum s-a anunțat în finala concursului. Reprezentantul României la Eurovision a primit 0 puncte din partea juriului țării noastre, format din 5 membri, cu toții fiind textieri, dirijori și interpreți, și anume Cristina Scarlat, Adriano Marian, Ilona Stepan, Nathan și Radmila Popovici. Asta în timp ce publicul a oferit 10 puncte pentru România, care s-a clasat pe locul 18 în concurs. Eu am ținut cont de mesaj, eu am ținut cont de prestanță scenică. Mie, poate, nu mi-s foarte apropiate acest gen de piese. Asta nu înseamnă că eu nu iubesc România și că nu țin la unire și că nu
prefer ca noi să fim o țară. Alți membri ai juriului au refuzat să ne ofere comentarii. Între timp, directorul companiei publice de televiziune, Vlad Țurcanu, a declarat că va fi deschisă o anchetă internă în cadrul căreia va fi investigat modul în care au fost selectați membrii juriului, dar și modul în care aceștia și-au exprimat voturile, scrie ziarul de gardă. Este pentru prima dată când Republica Moldova nu oferă niciun punct României la Eurovision. De cealaltă parte, România spune că de fapt a oferit 12 puncte țării noastre în loc de 0, cât s-a anunțat în timpul concursului. Drept dovadă, TVR România a publicat lista membrilor juriului și punctele oferite fiecărei țări, iar punctajul maxim este acordat Republicii Moldova. Autoritățile de la București au cerut organizatorilor Eurovision să explice de ce în finala concursului prezentatorul care a anunțat rezultatul a oferit cele 12 puncte Ucrainei. În timpul finalei, prezentatoarea de peste Prut, care trebuia să anunțe punctajul oferit de România, nu a intrat în direct, iar organizatorii au invocat probleme de conexiune. Nu cred. L-am auzit pe Mica spunând, când eu practic trebuia să spun bună seara întregii lumi, că România are o problemă tehnică și că nu mai intrăm. Între timp, presa străină scrie că, potrivit unor surse, cele 6 țări cărora li s-a anulat votul au fost penalizate întrucât ar fi avut o înțelegere între ele prin care făceau schimb de puncte. Acestea sunt România, Muntenegru, Georgia, Azerbaidjan, San Marino și Polonia. Controverse sunt și în Ucraina, care a câștigat concursul. Într-o postare publică, ministrul ucrainean al culturii și-a exprimat regretul și rușinea că juriul din Kiev nu a acordat niciun punct concurenților din Polonia și Lituania, două țări care sprijină ferm Ucraina în războiul cu Rusia. Nici Republica Moldova nu a primit niciun punct din partea Ucrainei. Vizita Maiei Sandu la Bruxelles a început astăzi, iar mâine președintele va ține un discurs în plenul Parlamentului European. Vizita este o posibilitate de a atrage mai multe fonduri europene și de a face încă un pas spre UE, a declarat Siegfried Mureșan în cadrul emisiunii În Profunzime. Eurodeputatul a vorbit și despre cei 150 de milioane de euro oferiți de Uniunea Europeană, spunând că banii vor ajunge la Chișinău în lunile iunie-iulie. Am aprobat în Parlamentul European 150 de milioane de euro asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova și Comisia Europeană a mai propus încă 53 de milioane de euro adițional în lunile acești iunie. Acești bani au fost... Acești bani, toate procedurile s-au efectuat, banii vor ajunge la Chișinău în lunile iunie și iulie. Europarlamentarul spune că banii vor fi alocați atât pentru compensații în domeniul energetic, cât și pentru sprijin bugetar. Asta înseamnă că categoriile vulnerabile de populație, oamenii afectați de creșterea prețului, de creșterea inflației, întreprinderile afectate, fermierii care se confruntă cu creșterea prețului la motorină, acum când trebuie să are câmpul, vor putea fi ajutați de autorități, inclusiv din fonduri europene. Siegfried Mureșan spune că în prezent Comisia Europeană lucrează la un nou pachet de sprijin financiar care să vină la Chișinău în următoarele luni. Mai multe fonduri europene pentru a-i ajuta pe moldoveni ar putea fi alocate Republicii Moldova și după vizita Maiei Sandu la Bruxelles, care a început astăzi. Mâine șefa statului va ține un discurs în plenul Parlamentului European. Președinta Maia Sandu va fi primul șef de stat al Republicii Moldova ce se va adresa Parlamentului European. Este o onoare deosebită care îi se face. Cu cât președintele Republicii Moldova este mai credibil pe plan internațional, cu atât poate obține mai multe beneficii concrete pentru oameni. După discursul din plenul Parlamentului UE, Maia Sandu va susține o conferință comună cu președintele Legislativului European. Iar ulterior se va întâlni cu prim-ministrul Belgiei, dar și cu alți oficiali ai instituțiilor UE. De la Bruxelles, șefa statului va merge la Paris, unde se va întâlni cu președintele Emmanuel Macron. Poliția este în căutarea a 4 bărbați care s-au luat la bătaie în fața unui magazin din capitală. Momentul a fost filmat de un trecător. Încăierarea ar fi început după ce un șofer și-a parcat mașina în fața supermarketului, iar 3 bărbați, care ar fi fost în stare de ebrietate, s-au arătat deranjați. Urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din imaginile video publicate pe rețelele de socializare, se vede cum 3 bărbați încearcă să-l ia la pumni pe un șofer care tocmai își parcase mașina în fața magazinului. Cel din urmă însă opune rezistența. Oh,
Totul s-a întâmplat în parcarea unui supermarket din centrul capitalei. Bărbatul care a filmat incidentul susține că totul a pornit după ce șoferul și-a parcat mașina în fața magazinului, iar ceilalți trei bărbați, care ar fi fost în stare de ebrietate, s-au arătat indignați. Poliția spune că incidentul a avut loc pe data de 13 mai, însă nimeni nu a scris o plângere. Totuși, oamenii legii urmează să-i identifice pe bătăuși. Guvernul Rusiei a naționalizat uzina Renault din Moscova și începe producția celebrelor mașini sovietice Moscvici. Producătorul francez de automobile a descris vânzarea pachetului majoritar drept o alegere dificilă, dar responsabilă față de cei 45.000 de angajați ruși ai fabricii. Totodată, McDonald's anunță că se retrage în totalitate din Rusia și că își vinde toate activele din cauza invaziei din Ucraina. Acesta este primul transfer major de active private în proprietatea statului după ce oficialii ruși au amenințat că vor naționaliza întreprinderile occidentale care îi suspendă activitatea din cauza invaziei Moscovei în Ucraina. Am decis să listez fabrica ca un bun al orașului și să reiau producția sub marca istorică Moscvici. Vom deschide o nouă pagină în istoria Moscvici în 2022, a anunțat primarul Moscovei, Serghei Sobianin, promițând că va păstra majoritatea personalului și subcontractanții fabricii Renault. Potrivit lui Sobianin, Kamaz va deveni principalul partener tehnologic al reînvierii uzinei de automobile din Moscova. În prima etapă se va organiza producția de mașini clasice cu motor cu ardere internă, iar în viitor mașini electrice. Moscvici era unul dintre cei mai mari producători auto din URSS în anii 80. Compania a falimentat în 2006 la 75 de ani după lansarea primului său model și la 5 ani după producerea ultimului vehicul. Renault a început producția de mașini în Rusia în 2005 și a avut cea mai mare expunere pe piața rusă dintre producătorii de automobile occidentale. Fabrica și-a suspendat operațiunile la fabrica din Moscova în martie 2022 din cauza invaziei Rusiei în Ucraina. Începând cu luna februarie, sute de companii străine cu filiale în Rusia și-au închis magazinele sau și-au sistat temporar activitatea ca răspuns a invaziei Rusiei în Ucraina. Doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022-213645. Eu vă aștept și la știrile de la ora 17. Pe curând!